Sunt foarte mulți părinți care pățesc asta de la copiilor. Da, sau care le ia banii în cont bancar. Mai fac asta și pe Fortnite cu Battle Pass sau pe PUBG cu Royal Bundle-ul sau cum se cheamă la PUBG. Până ar fi mai ușor just hăcuiești într-un control să-l fugi. Bă, nivelul ăsta-i... Hai să-mi bag pula. A, bine. Bă, Rob, eu zic înainte de... De ăsta măcar să faci și tu, nu știu cum... Dumbbell să-mi bag așa Vortex ceva, nu direct Hyper Percus, încă e prea greu. Părerea mea, acum, na, treaba ta. Bă, lasă, dacă faci așa celălalt, o să-i vină mai ușor să-i fac, știi? M-am săturat de nivele din Extended, asta-i frumos. Bă, tu doar. Păi, bă, așa nu-i necăciat. Le fac și unora puțin le pasă, că... Na. Da, mă, dar tu ăsta poți să te chinui... Da, stau să mă chinui. Luni întregi. Well... Bă, tu doar uite care-i faza, dacă faci asta cu celălalt o să-i vină mai ușor, știi? O să-i vină mai ușor, hai, doamne, a gramată. Acum, nu, de-abia ce m-am apucat de el, am doar 2000 de atenturi, bine, vreo 500 doar în primul practice, că nu știu ce am făcut de multe atenturi, dar... Da, că îl faci tu. O să fiu la mare, bă, mâine s-ar putea să mă văd cu Vlad, Robi. Nice. Bă, să zici că... Să-i spui un salut căldus lui Vlad. Din partea ta? Da. Deci când mă văd cu el de primul pe care zic nu-i salut Vlad, o să fie așa faci Vlad? Da, da, așa o să fie, gen, așa faci Vlad și trimiți gen o poză care le trimite de obicei. Nu, îi arăt una pe acolo. Da. Da, chiar ăsta cred că o să fie primul meu salut pe care o să-i dau lui Vlad, nu știu când îl văd. E, dacă n-am vorbit de facecam, bravo. Primii ai sat atunci. 41-52. 41-52? Da, acum aparte cu wave-ul, practic. Dar nu de la început, nu de la începutul wave-ului. E bine, bă. Bine, asta e cea mai ușoară parte din wave, de aici, de aici încep. Bă, chiar dacă nu-i cine știe ce progresul, dar e bun. Decât 41, decât 41-42. Cine a făcut nivelul ăsta în 2000 de atenturi? E nimeni. N-ai, bă, cum? Toți au făcut cam peste 10K, știu sigur. Tu dacă faci în 5K? Deși nu, nu-l faci, nu-l ți-a mai mult. Nu, mi-a 20.000. Ia 20. Măcar 15K. Bă, tu la ce demon ai făcut cele mai multe atenturi? La Atanatos 15K. Oooo. Pentru că era... Nu, pe când am făcut ce mi-a gramă era Bloodbath, știi prea bine, deci... Da, da, da. Un salt mare pentru mine. Eu zic că ți-am 25-30K dacă ți-o luat Atanatos 15. Alo, bă. Alo. O să vedem. Pe acolo zic, 25K zic. 25. Ok, hai, dați toți cu... Eu dau cu banul. Pariu, dați cu pariu, care... Da, faceți pe... Câte atenturi îl fac? Faceți pe ăla de pe net, am uitat cum îi zice, de votez, Straupel. Ce, random? Sau random.org. Robi, practic, Arctic Lights, nu mersi. Arctic Lights. Arctic Lights is now playing Geometry Dash. Yeah, I don't see that often anymore. Arctic Lights, nu te vedeai nici asta. Faza că măcar în Arctic Lights vezi, în nivelul ăsta chiar nu vezi spike-urile. Ba nu, nici în Arctic Lights nu prea le vezi. Bă, aici sunt... e nivelul mov și spike-urile sunt negre, abia dacă vezi ceva. Acolo le vezi, dar foarte greu. Deci când te uiți la nivel zici că e ușor, dar de fapt are spike-uri mici care nu le vezi în video. E cam așa e la orice nivel care. La Arctic Lights am uitat și parcă vezi mult mai bine. Da, dar nici acolo nu prea... Mă, partea la 48 trebuie s-o practic mai bine. Aia e clar. Uai. Am găsit un diamant, ora... Simt că muscle memory începe să-mi ajute un pic la partea de la 40 acum.
Bă, ce naiba, nu se blochează jocul? Blochează-l și tu pe el. Exact. Așa. Bă, am două interviuri săptămâna viitoare. De angajare. Da. Bă, la gopășurie ce ai făcut, mă? Primul rând o să încerc să găsesc altul din muncă ca să-mi dau dimisia de acolo. De ce? Păi gândește, eu muncesc cred că maxim o zi sau două pe săptămână. Fac bani pula. Mă, că faci ceva. Faci ceva ce nu-ți place. Bă, că nu-mi place, dar faza e că muncesc pula. Când primul... Nu, bă, Alex, la înainte să ai, un job, gen... Stabilit, nu contează că nu-ți place, trebuie să ai un job. Da, nu știu. Dacă nu e dacă e carieră, trebuie să-ți placă. Adică să-i găsă viața. Nu știu, cred că la anul m-am nu poți să ai pretenții, frate, că oricum, abia dacă îți dă cineva. Dacă te angajează cineva. Thank you for following. Nu știu ăla care ți-a dat follow. Yeah, thank you for following TJ the Destroyer. By the way, m-am tuns ieri și mi-am dat jos mustața că arătam ca... Arătai ca Pablo Escobar. Avem mustață de fecior. Ce mustață, bă? De aia de fecior. Mustață de fecior, v-am zis, bă? Eu n-am, nu crește încă, gen ca lumea. Ești la mine. Barba în ghilimele îmi crește gen un fir aici, un fir aici, un fir aici. Și la mine la fel. Un fir pe obraz, un fir pe la tâmplă, gen... La mine deja barbă e... Da, ci că știi, taică mi-a zis că a fost la fel, el până la 18-19 ani a avut barbă ca lumea, deci... E ok. Gen barbă ca lumea, adică să-i crească... Dar tu pe mine simți prea vreau să am barbă. Ștef, tu la ce vârstă ai gen barbă? Cred că mi-a început să-mi crească barbă la vreo 16-17 ani. Da, eu stau 17 ani și nu pare că îmi crește. Deci... Bă, mie mai mult mi-a crescut barba gen în jurul câtului, nu pe pană, gen sub gura. Mie la tâmple, da, chiar superciunea am așa în jos, dar în rest... Da, și la mine. What the fuck do you have, bro? Oh yeah, motherfucker, level 119, let's fucking go, dude. O să mai dau un practice. Câte atenturi ai făcut într-un practice? Am făcut acum, mai devreme, un practice, am făcut 100 și ceva de atenturi. E ok. E ok? Bă, ieri m-am apucat de nivelul ăsta. Și ieri m-am jucat, cred că, 5, două practice-uri. Nice, și primul practice cât s-a luat? Cred că 500. Oh. Păi da, faza e că... Nu știu dacă știi, dar eu primul practice nu joc numai ca să-l joc, eu de obicei încerc să și învăț ceva în primul practice. De exemplu, eu apăs și X, gen să mă duc înapoi, să mai repet un pic partea. Da. Bă, ai văzut nivelul macabre? Am văzut comentariul tău de la videoclip. Da. Place nivelul? Da. Cred că e extrem din bănul meu favorit. Și e top 15. Nu, e extrem din bănul meu favorit. Da, arată top 15, bă. Partea asta e grea. Foarte grea e partea asta. Că e 4 times speed. Aolo. What? De când slime-urile dau drop la bâte? Bă... Se mai întâmplă. GG, level 120. Gata, am terminat-o cu minile, m-am apuc de pescuit. Pica în Borderlands 2, când omori un bully monk și-ți dă bani. Bă, ai văzut Robici pentru ceva crazy? Poftim? Pentru ceva crazy pe stream. Frate, nu pot să mă concentrez la nivel și la întrebări. Ce? Că ai artistul preferat care face muzică cu cei care sunt doar în GD-a mea, Terminite? Pe GD faza e că nu-mi place de mai nimeni care face muzică. Un Kitty, că terminai, bă, terminai pe NGD. Adică, stai, ui. Are niște melodii pe nimeni. Are, dar are mai mult un remix-uri de al lui Shark sau lui altcineva. Yeah. E foarte terminat că ăla nu prea e, mai mult așa. Bun Kitty. Bun Chesica. Bun Chesica.
Bum chisica, bă. Vezi, asta e problema, când fac practice, e lagul ăla, mă, și când e un wave așa de tight, e cam imposibil să faci practice pe un nivel ăsta. Chisica. Tot faci ruby, quartz, jade, fire, quartz, emerald, diamond, E foarte greu să faci practice pe un nivel de genul, pentru că are lag mereu când mor. Uite, le aranjează alfabetic, aparent. Complete practice. Uite, când mă dă nivel, sunt deja unde-i aul, unde-i aul la attempt. Gen, why? Attempt-ul de wasting. Pe ce îmi dă să crash sampu? De ce îți dă crash sampu? Da! Pentru că ai zi... Nu, compatibility mode matrix. L-am pus pe ambele, Windows 8. Nu, pune-le pe Windows 7 sau Windows XP. Sau Windows Vista, nu? Da, sau Windows Vista. Windows 7, zis? Da, sau Windows XP. Bă, Windows 8 deja e cam nou pentru San Andreas. Ok, stai că până acum. Știu că și aveam probleme cu San Andreasul când nu jucam pe calculatorul vechi. Pe laptop nu mai zic, pe laptop nici nu prea am jucat. Nu știa San Andreas ca Thump Launcher, nu? Cred că nu, la Thump Launcher nu cred că trebuie. Da, San Andreas Properties, Compatibility. E la Windows XP Service Pack 2, ia pe Windows 7. Păi, nu? Ok. Sampu... 7. Apply. Ops. Ok, vedem acum. Nemurius s-a întors, ieri s-a întors oficial la GD. Ok. Nemurius? Da, nica și cum pasă. Welcome back, my friend. I don't give a fuck. Nu mă, stai, my friend. Crază mi-a zis, nu. Eu-s. Welcome back la cine o fi. Cine o fi, welcome back. Păi Nemurius, păi. Welcome back. Dar el nu te aude acum. Hey, welcome back, tot așa. Welcome back. Ok. Bă, dacă... Bă, acum... Ui, vezi, pe normă joc mult mai bine partea aia, ca pe practice, pur și simplu, ai lagul ăla când mor și... Bă... Acum mă scoate din joc într-un ăla. Stai. Dau pe Windows 8. Alexis, dădea crash când intrai pe Thump sau ceva? Mă duc prea sus, mă. Mă duc prea sus acolo. Uai, de cap în spațiile astea. Și mă, și pe mă pici de joc. A, acolo spike-urile alea care nu le văd nici cum. Nivelul ăsta va fi fun, când va fi consistent. Și când vei și ce-ți faci. E foarte sync, păi dar eu oricum deja știu să fac ce să fac. Doar că trebuie să devin consistent, atât tot. Eu deja am reținut nivelul, gen comp. Tot ce vine, tot ce urmează. Tot ce vine, tot ce pleacă. What? Bă, să te-o pune automat pe Windows 10. O să nu neapărat nivel de memory. Mai am un nivel de skill, bineînțeles. Bine, practic e un pic memory, că trebuie să știu unde spike-urile, că nu le vezi, dar, na. E ok. Și ca să știu unde spike-urile și... Mamă, ce funny partea asta, zice, de la 40 la 50, why foarte fun. Bă, eu când aud din memory, mă gândesc gen la memory de la Zbrava, cum e Fake Doom sau Killbot. Sau... Nu o să-ți ții minte unde spike-urile. Sau să-ți ții minte unde level. A, 3000 ceva de atenturi practice-ul. Da. Nu înțeleg cum mai mult aia. Yes. Da, tu el o maestru. Yes, bă, devin consistent la partea asta. Alexei, mă joc să Andreas cu mod pe. Nu pot să-mi dau de use unde ai invite Rodeshul Squad. Nu cred că te mai bagă în Rodeshul Squad. Anti-Rodeshul Squad, adică. Bă... Cred că nu o să te mai bagi nimeni nicăieri. Mai pe scurt. Bă... Vreau să zic eu vreo ceva, dar nu vreau să fiu băiat rău.
Hai și te fare zi. Na, mă, na, că a pățit crasul destule. Hai să lăsăm în pace. Ok. Așa, 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 să lăsați. Bun, zici. Băi, mai bine să nu-i mai dăm atenții. Adevărat. Nu mai crazi eu, frate. Da, crazi eu aia. Numai amoană putem vă că gen ne bagă pe gât. Aaa, cum o cușcă frate? What? Hai mă, nu vrem scuze, dar nu mai ne băgăm chestii. Ce, iar ți-o dacă ești? Deschid stampul despre San Andreasul story mode. Hai, că bă, deci este extrem mereu o problemă care să-mi strici toată ziua, bă, deci m-am dar știi că nu e de la calculator, nu? Oare? E de la joc. Uai, de... Acum mergea bine până acum și acum... Dă-i la compatibilitate mode, cum era înainte. Am dat la skate, am încercat 128.7, XP Vista, XP... Service Pack, uite-mi, deschide San Andreas, și eu mă știu să mă prind de joc handicapat. Ok. Să te chiși în frez. 5-7, 41-5-7. Hai de pula mea, bă. Când ai zis 5-7, a crezut că ai făcut pe normă. O, mă. Bă, da, Alex, aveți răbdare o leacă. Da, Matrix. Ce compatibility să pun la asta, Andreea? 7 sau XP. XP care dintre ele? Nu am idei. Bă, la professional, cred. Ce profe, bă, de aici așa ceva, mă? Păi, dar era XP... Adică care XP era? Service Pack 2, Service Pack 3. Nu știu. Uai, bă, la mea, bă. Ce era așa, profe? Okay, las-l așa, stamp, haide, intră. Haide! Ui, mamă. Dacă am deschis... Gata, am deschis San Andreas, cum ți-l ia, rocu. Da, perfect weather for the flower dance. The event will take place in the forest starting between 9 a.m. Și am așpez să mă piși! Bă, Blade of Justice on Earth e un coșmar până acum. Bă, voi tot scoate din joc acum! Îi faci practice sau? E imposibil. Da, îi fac practice acum. E aproape imposibil ăla, bă. Știu. Da, deja e un coșmar. Îți trebuie 788 de atent, ești măcar la jumate. Bă, ia asta, nu știu ce să fac, nu știu ce, aolo. Ai odată. Haide. Uai, ce pula mea. Ok. Bă, să fii frică din tu, lua ăla. Ăla de la drop. În sfârșit. Da, ăla nu prea au avut schimbări. Fuck, ce greu e Windy Wave-ul ăla. Windy Wave de la 5-7 e foarte greu. Nu am ce mai greu de părți nivel. Coaie. Bă, nu-s prea multe nivele la care mi-e frică să le dau practice, dar ăsta e un linieri. Da, hai la bă, nu-s gridat? Da, la da. Câte atenți-o luat? Cred că în jur de 300-400. No. What? Apucă-te de el. Pula. Și lui Robiul aici, du-te. Ei, cum am zis, ăsta spamează checkpoint-uri, eu pun o dată la nu știu cât timp, că vreau să fac primul practice, am zis. Uai, de capul meu, bă. Nivelul... Alexe! Mai cât aia cu pumâna pe telefon? Dar și când mi se face, doar pumâna pe telefon? Și te sun, mișco. Eu te iubesc ca un nebun. Cumva eu din primul practice deja am învățat nivelul, că am practicat foarte mult. Poate ești cu cineva, mi se rupe inima. 41-59. Bă, noi că stăm direct, mi se rupe pula. Știi cum începe? De ce poate domnișoarele astăzi vor doar avere? Come on. Nu te mă, că maneaua aia cred că am auzit-o vreo 200 de ori. Am făcut 59 până la 64 mai așa, păi început de mic. Ascult așa, ai mania cu mesaj, deși e adevăr ce când domnul, cum îl cheamă? Florin Parizer. Florin Parizer, nu e Florin, să rămâi altul. Domnul Pătele? Uai, ai de cap. Are dreptate cu mania aia, să știi, cam așa e și acolo.
Că una dintre singurele manele noi care e ok. Că toate domnișoarele vor doar avere. Alexe. Bă, s-a cupe în herbă, mi-a dat așa un boost away, frate. Cu hotring-ul. Da, eu n-am San Andreas și nu joc stuff. Ce ai zis, Robin? Am zis că s-a cupe în herbă, mi-a dat un boost mare la wave skill. Nice. Deja simt că s-a cupe în hell de oi motivul de care o spun mai bun la wave. Că n-a fost ce mai grand în circle-ul al meu e the secret box. Dar tu nu ești bun la wave, tu ești paletă la geometrie de din câte știam. Parcă aproape dai la easy demon ieri. Bă, paletă e un lucru bun. Bă, nu știu, ți minte parcă nu știu, aproape dai la Winter Bliss, nu mai știu exact. 2017, Nostalgie. Bă, la Winter Bliss, bă. Parcă chiar ieri făceam Pumped Up Kicks. Bă, ce mult timp a trecut, ești nebun. Parcă chiar ieri făceam Pumped Up Kicks. Bă, atâta timp a trecut și tu la fel de praf ai rămas în pat piciorul. Cum ai caut pe serverul ăsta, frate? You suck cock. Bă, îți dai seama, bă, fac Hyper Paracos în nivelul ăsta easy, care tot n-ai pot să-l fac, mă, ce f***. Bă, ăla e auto, bă, sunt monstru, tu, bă, tu ești așa din urmă cât mor la auto, bă. Păi, știi cum faci live? Crazeu, eu fac live cu stream la OBS. Fac live cu OBS Studio. Deci asta e diferență. Dacă faci cu stream la OBS, există în interfața lui, există să faci pe Twitch. Dacă nu faci, dacă faci cu OBS Studio, trebuie să bagi key-ul din Twitch. În Streamlabs și te duci la Twitch, la setări, la contul tău, la Ikea, exact ca pe YouTube. Pe Robin. Una pe telefon? Redding, glumim, dar știi bine că ești bun și te apreciez. Cine, mă? Eu sunt paletă, mă, ce ai? Hă? Eu sunt paletă, mă, ce ai? Acoperi mișto, ești bun, agitit. Bă, tu ești paletă de vaccin, bă. Ce? Yeah, 1000 de atenturi. Era și cazul, bă, să mă apuc de ceva cu adevărat greu, nu? Tot am făcut extended-uri. De care filmezi, bă, știu? Ne mă aștept cu mare lucru. Și la ori șong ești? La 54%. Pune mâna pe telefon. Alexe, pune mâna pe telefon. Am pus. Pune, bă, mâna pe telefon, că fac aici ori, bă. Bă, dacă îmi pun mâna pe pulă, are ceva? Bă, nu, ăla-i telefon, cu ăla nu suni. Maa... Că e spălă facea TV. Că na, știu că Matrix e gay și na. Doar vreau să întreb oricum. Ok, atunci Matrix e lesbic. Da. Bă, de ce să fii lesbic când poți să fii gay? Sincer nu aș vrea asta. Bă, nu, era invers, bă, era invers. De ce să fii lesbic dacă poți fi gay? Nu mă, de ce să fii gay când poți fi lesbic? No! De ce să fii gay când poți fi straight? Exact, uite un om deștept aici. Bă, eu să nu știu ce înseamnă straight. Adică normal la cap. Ai. Adică normal la cap? Nu, adică go. Bă, straight adică going for the pussy. Nu know what I mean. Adică pentru mâți, ok, hai că am înțeles. Bă, mă, ce chiesăcă, pentru chiesăcă, nu? Da, pentru chiesăcă. Chiesăcă. Ăla-i strec zoofil. Strec zoofil e pentru bărbații care se duc pe femeie. Să fii zoofil, dar ce înseamnă să-ți placă să mergi la grădina zoologică. Dar de ce? A, să mergi la grădina zoologică, să zici ma. Ma. Moa. Deci zoofil înseamnă să-ți placă să mergi la grădina zoologică? Da. Nu mai e că îți place să te duci acolo, dar... Vezi că pentru tine și pentru Ștefi erau astea. Bă, Alex, te sunt pe limpa negre. Știu că mi-au crescut skill-ul la wave. Bă, nu v-am făcut zoofil, dar băi, tot vă lăsiți cuvântul ăsta, deci, da. Să-mi pun mâna pe telefon. Bă, ta, tăceți pizdelor, zi Robi, ce vrei zici? Nu, pe Nifan, las. Bă, fă-mi sultan. Bă, dacă vrei sultan, du-te-n tur. Ce să ții mă bulion?
Sultanul, mă, mașina de pe San Andreas, Saulo. Singurul sultan pe care știu e Bulionul. Băi, Suleiman. Băi, singurul sultan pe care știu ăia din Turcia. A, da, mă, și ăia. Uitați de Dumnezeu. Pașa Hasan, sau cum pula mea cheamă. Ia, Pașa Hasan. Pașa. Dar ce că treaba asta cu Pașa Hasan în clasa 6-7 era, nu știu, gen... Suleiman Magna. Care e un caracter, un caracter în Assassin's Creed Revelations. Nice. Suleiman Magnific. Pentru a 6-7 la orele de istorie când se pomenea Pașa Hasan, toată clasa cu ochii la mine. Era de ajuns și bă, uitați-vă, sclavilor. Hai, aici, în genunchi, plătiți tributul, haide! Știați că în Assassin's Creed Revelations Suleiman Magnificus dă misiuni. Da, mă, îmi făceam Suleiman de Magnificent, cred, nu? Păi, nu, îl cheamă Sultan Suleiman, nu, că, în joc. Ah. Sultan Suleiman. Nu, Suleiman îl cheamă, dar nu există Suleiman de Magnificent, pentru că la vremea aia nu se spune așa. Numai după ce a murit s-a spus așa. Nu. O pus mâna pe telefon și tot. Imagine being appreciated more after you died. Mamă, ce funny nivelul ăsta. Da, regele Mihai. Isi Setasion, Lil Peep, regele Mihai, Paul Walker, Tupac. Aș mă că Paul Walker a fost apreciat de când s-a apucat. Da, la chiar a fost. Setasion ăsta, bă, de ce m-a aflat de la abia după ce a murit. Pe mine că nu știam ce mă spunea. Azi e că Setasion ăsta. Nu, am fost peste tot pe știri și de-aia. Da, bă, și apoi toată lumea de minune au început să-i placă melodia lui și de el, adică... Da, și gen, știu, până la un moment dat îmi băteam joc de ăștia mai 5-6 ani. Da, chiar Avicii, că ăla chiar era... Știam, dar nu ascultam, pentru că nu-mi place de Avicii. La unii place pendulum. Mhm. Apoi pendulum îți place ție, bă. 41-60. Pendulum. Uitați că de la 6, am făcut 64-100, deci poate fac 40-100. Nice. Dacă faci un video pe YouTube? Nu filmez acum, dar să filmez, ia. Dar nu știu dacă fac, pentru că ultima parte e foarte grea și... Timpul de suicopter. Chiar dacă am făcut-o o dată și a doua oară am murit la triple, partea e foarte grea, deci... Știi că ești la suicopterul 70 și 80? Oricum, azi eu dedic la practicing nivelul ăsta. Și câte adânduri ai? 1220. Păi bine. Păi mâna pe telefon. Bă, lui ăsta i-au luat 3, aproape 4000 de attempturi în practice spre probably level. Și duelul maestru. Bam, bam, luat duelul maestru și 600 în practice. Nu la ce? Duelul maestru. Luat single. În practice, da, mi-a luat 600 de attempturi. Eu nu l-am putut practice, am doar 62, pe normal. LOL. Nu jucam în clasa 8-a la mișto și gen am văzut că am trecut de dual și după aia am dat fluctul la 62. Băi, am scris ceva pe sa muche și mi-a răspuns cu muche. Nice. Bătut gangul, nu technical, ieri eu. Ăsta chiar m-au făcut aia meeting-ul. Da, a făcut și au bătut doi la maestru. Gen, știi cum m-au făcut ăștia cu Gabs, DJI. Da, și există guitar cu Vibrant și cu Technical. Doar îmi pula mea pe guitar. Ai văzut ce scurt, ce scund e Technical? Da, dar și Vibrant l-ai văzut. Eu sunt mai înalt ca el. Adă-i eu nu sunt înalt, crede-mă. Deci ăla, cred că, mă rog, tu cred că ai fi cât mini, dar tehnică e mai mic ca mini, de statură. Ștef, tu cine nu, am văzut poze cu tine, îți cât tine la înălțime, Ștef. Eu am 1.72. Da, cam la fel suntem noi. Alex, tu ești mai mult gras decât înalt. 1.85. Și te fi mai mult gras decât înalt. Așa faci, Robi. Bă, eu sunt slab. Bă, e adevărul, Robi schilod, eu sunt gras. Și eu și Matrix. Ok, apare interazul și cu Requiem fac niște versuri de melodie. Ce, dai că am înțeles. Care zic că e un păcat capital în cap, trezind din somn, dar înveși la realitate, de nu se mai... Nu, aia era când ai zis versurile alea când am făcut Epsilon. Da? Da, mi-am amintit. Și apoi ai ieșit de pe voice fix în atâmpinul care l-am făcut. Da, știu, mi-am amintit. Un mâna pe tele. Ce timing, bă.
Așa am pățit și la Vlad, la Rapture. Pa 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 pa. Naughty. Oooo. Bine, Rapture. Na. Rapture, Rapture. Rapture de la Droptec. Matrix, mai târziu chestia asta. Uai, dar pare de la 5960 extrem de grea. Deci... Nu-i încercați. Să mor tu că a ajuns Codrin pe Genius. Pe ce? Pe Genius. Cu ce? Cu aia, cu simt nevoia să bea alcool de dimineață. What? Da, a ajuns pe Genius. Bă! Hai să, hai să schimbăm puțin nivelul. Hai să jucăm niște date în complex. De la greu la mai greu. Mă simt așa de liber de când m-am apucat de spam. Ăla mi-e greu, hyper-paracosm. Mi-e greu, hyper-paracosm. Mai greu, clar. Chiar dacă te-ai complex cu 20. Am noi cu 7 locuri sub, da, în fine. Tot e mai greu pe hyper. Mă. I-am dat 99 damage la unul aparent și a murit. Hai că am înțeles. Nice. Dacă vrei să nu un compet de CS după aia. Încă m-am de făcut practica noastră la Blade of Justice. Cum a fost match-ul ăla, bă? Ce match, mă, că am fost... Match, ăsta, mă, la film, endgame. Bă, ai dreptate, n-am înțeles absolut nimica. Păi, da, te-am zis, te-am zis, dacă vrei într-o zi, ne uităm la tot, începem să ne uităm la toate filme, una după alta, vrei? Bă, ar merge chestia, dar față că nu știu dacă o să am tare, pentru că... Bă, trebuie să ai, e foarte interesant, crede-mă. Plus că acolo am fost în teatru ăla. Bă, să-mi bapă. Să-mi bapă. What? Ok, poți să continui. Așa. Că am fost în teatru ăla, bă, să-mi bapă pula. Băi, aici bă, că n-avea subtitrări. Și eu trec, zici că eram un chinez, deci eram un chinez printre englezi pe acolo. Deci, crede-mă, dacă încep de la început e așa fun să te uiți. Eu acum mă uit la... am văzut vreo 20 de filme din MCU și... Le înțeleg pe toate, pentru că... Na, am uitat la pe rând. No, dacă vrei putem să începem. Păi da, oricum, nu muncesc până săptămâna viitoare. Sâmbăta și duminica viitoare, deci pe scurt am. Primul film e Captain America, The First Avenger. Primul din serie. Primul? Ah, ok. Și imaginez că trebuie să ne uităm și la serialul ăla de 6 sezoane, sau cât dracu o fi. Nu, ăla e extra. Practic numai filmele sunt obligatorii. Serialul e extra. Serialele, toate serialele și Netflix astea cu Daredevil și toate astea sunt neobligatorii. Oricum, alea cred că n-au nicio legătură cu povestea asta. Nice. În rest, i-am dat foc la un prieten de-a lui taică-miu. Nice. Bă, de la 9 la 1. Echipa noastră, nu-mi vine să cred. Voi conduce sau ei conduc? Noi. De la 9 la 1, pentru ei la 10 8. Nu, la 10. Last round. Nu, bun. Well, gata și practica la Blade of Justice. Nice. Că da, eu trebuia să gat de vreo câteva ore bune, dar faze că am fost în Richmond. Deci, pula mea. 1453 de atempturi.